Aici la curtea consulală. Domnul Mărgineanu, Mărgean, aici eu trecem pe alături, n-a venit intenționat. Ia spune ce s-a întâmplat, că a rămas în urmă. Ați fost pronunțarea hotărârii constituționale cu privire la conflictul între puterea centrală și... Să care e verdictul? Un recunoscut neconstituțional, așa cum am prognozat. O admis în întregime acțiunea de neconstituționalitate depusă de mult. Dar chiar și era acolo, să fim sinceri, o leac de bisprudel. Eu vrut financiar o leac să-i negășe. A, nu vreți cu noi, v-ați spus... Să înțelegem că ce și-a făcut a fost neconstituțional, da, guvernarea. Din start era neconstituțional și era vădit. Dar am mai aflat încă timp de 5 zile lucrătoare sau 5 ședinți dimineață până seara am avut, mă tinc așa, lângă... Examinare. Da. S-au intrat în esență. Absolut. Eu m-am devenit specialist TVA, că nici nu mă pricepeam într-o zi. Și acum și trebuie să înțeleagă societatea. TVA-ul care se încasa 100% de autonomia găgăuză se desparte în două. 70 duce la bugetul central și 30 numai rămâne la autonomia găgăuză. Dar trebuie să întoarcă 100%. Vă imaginați ce e asta? Adică din bugetul găgăuzii și așa e mizer. Mai scotie și bani de acolo. Și acum, ori încă nu e nicio reacție de la guvernare. Nu, dar cred că încă nu știu. Cred că o să audă. Acum se află. Da. Văd că au venit manifest, contra-manifest, numai... Chiar îți bucuros într-o măsură oarecare pentru că s-a făcut lege. Aici, într-adevăr, s-a făcut dreptate. Autonomia asta, dorim, noi nu dorim, ea are nivel de rang constituțional. Autorii Constituției au băgat în Constituție. Și noi știm pentru ce au băgat. Nici eu poate nu sunt de acord cu toate cei în Constituție, bună ziua. Ia că așa, mulțumim pentru explicații, chiar nu știam. Am trecut pe aici, de să vedem. Mulțumim! Domnul Mărgineanu a explicat că sesizarea Curții Constituționale, Curtea Constituțională s-a pronunțat și a anulat prevederea. Ia că este. De aici... Domnul Bulea e enervat iar dimineață. Și se împrăște. Se împrăște. Sau... Călarș Bulea și ești enervat. Dar trebuie și bucuros, nu? Îi spui ceva, ori nu vrei. E secret? Dar și n-ai mi-ai spus? Gata pe azi. Gata așa. Nu era blocată strada. Da, bună ziua. Așa e. O zis că ești... Svidania. Ilan Ușor. Spasiba, Ilan Mironovic. Și se împrăște. Manifest contra manifest.
Гагаузия от ущерца. Василий Тредатор. Да, дыши, Виолетта. Дыши. Suntem la Curtea Constituțională, aici e manifestul contra manifest, o parte strigă tătarii mongolii, în partea asta altă strigă, ăștia se bucură și se felicită găgăuzii unii pe alții. Iată acum întrebarea pentru cei care au inițiat modificările privind aceste modificări care au fost astăzi declarate neconstituționale. Acest conflict interietnic între găgăuzi și restul populației băștenașe, vreau să întreb acum cei care au venit cu inițiativa asta, care astăzi a fost declarată neconstituțională. Cine a avut de câștigat din conflictul ăsta? Iată, din toată escalația asta, cu protest, contraprotest, cu ciumadan vaxal Rusia, cine a avut de câștigat? Iată, Curtea Constituțională, ori o să iasă reprezentanții Partidului de Guvernare și o să spună că și Curtea Constituțională este a Federației Rusă și faci parte din războiul hibrid. Nu poți să dai vina pe toți tot timpul. Băieții au venit să asigure ordinea publică. Ce s-a întâmplat astăzi, încă o dată demonstrează că guvernarea face anumite mișcări absolut negândite. Absolut negândite astăzi. Oamenii își iau placatele. Dumnezeu! Oamenii sunt supărați, partea asta strângă că sunt supărați. Pentru toate deciziile astea stupide, care sunt anulate de Curtea Constituțională, cine o să răspundă vreodată în general? Acolo un grup de oameni care... Ucraineni, n-avem ucraineni pe aici. Acum se vede fața ta, Ana e la... Costiuc nu mai are interes pentru această țară. Ăștia îmi spun mie că nu mai au interes pentru această țară. Eu doar întreb cei care au făcut modificările și le-au anulat Curtea Constituțională. Cine trebuie să răspundă pentru toate chestiile astea? Cine trebuie să răspundă pentru toate chestiile astea? Pentru tot haosul ăsta provocat. Astăzi Alexandru Musteață a făcut mai multe declarații că se provoacă intenționat conflictul cu Găgăuzia. Cine îl provoacă? Nu are modificările astea aberante pe care le anulează Curtea Constituțională? Nu are oamenii mobilizați care sunt patrioți? Și de bună credință. Numai că toți împreună fug și fac un lucru de serviciu mare. Acum, pe atmosfera asta dezastruoasă, ne rămâne numai să mai și ne batem între noi. Da, Dumitru? Care? Boxuist al lui Sinigur și-a plecat și nu are și nici să-l iei. Dar el ce trebuie? Să spună că el l-am furat. Ei, da, să spui. Ia zi și-o fost azi aici. Noi am venit azi asta să sânim. Și? Moldova, împotriva lui. Și ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ca totdeauna trădare în Moldova. Totdeauna. Trebuia să veniți voi. Iată. Dar și să veniți? Să strigăm aici dacă au luat decizii Curtea Constituțională. Avem instituții de stat. Dar instituții de stat ăștia sunt tăța Moscovii, îți plătiți. Și noi și dar trebuie să facem, dacă avem instituții, am votat, avem majoritate noi, în Parlament, nu, avem guvern. Nu trebuie să faci voi, nimic. Trebuie să facem noi, să vă alegem în Parlament. Da, nu, că moldovenii spun una și fac alta, asta e... Să vă alegem în Parlament. Avem majoritate, avem tot ce ne trebuie. De data asta și ne mai trebuie. Credeți că o să mai avem o majoritate pe europeană? Și acolo nimeni nu le știe deputații ăștia. Trebuie de ăștia care vă știu pe dumneavoastră. Dacă în lumea scrie că nu tulbura apel. Domnul Dumitru, mulți ani. Da, eu sunt vinovat. Băi, oameni buni, eu doar nu v-am ofensat nici pe unul. Eu am fost tot timpul categoric și am spus că autonomia găgăuză a fost una dintre dările naționale pe care le-au făcut policienii. Noi n-am avut nevoie de autonomia găgăuză. Dar voi deja ați făcut-o. Au făcut-o alții înainte. Acum, pentru ce trebuia toate provocările astea?
cine are de câștigat din provocările astea, dintre bătăile astea? De ce trimiteți oameni ca să urle? Care e logica în toată povestea asta? Eu nu pot înțeleg cui trebuie toate scandalurile astea? Cui trebuie toate deciziile astea tâmpite? Și ăștia mă învinuiesc pe mine. Da, băi, eu am majoritate în Parlament, eu dețin guvernul, eu dețin toate structurile. Eu am făcut concurs la Curtea Constituțională și am ales membrii. Eu am pus-o pe Domnica Manole. Eu ne-am pus avocatul meu, membru al Curții Constituționale. Voi mai aveți să iureți în halos. Dar trebuie să aveți o minimă de logică. Ori tot eu și vinovat că s-au anulat concursul la Procuratura Generală. Haideți să avem decență. Eu înțeleg fabricile de troli făcute de pas. Altă ocupație n-au decât să critici și să iurească. Nu câștigă nimic societatea noastră. Vă salut!